conștiinței valorii pe care o acordăm sportivilor și poate sunt momente în care trebuie să atragem atenția asupra ceea ce se întâmplă și poate asta facem astăzi aici. Eu doresc să-i felicit deopotrivă pe sportivi și pe antrenori, precum și pe doamna președintă, pentru ideea aceasta inedită de a organiza această gală în acest loc care, iată, înconjurat de ape, poate are un mesaj semnificativ, nemai vorbind de legătura pe care o fac între valorile pe care botoșanii le reclamează cu fiecare ocazie și cu care ne mândrim. Văd o îmbinare foarte interesantă între cultură și sport, pentru că astăzi este rândul sportivilor pe care să-i apreciem și a căror recunoștință va fi întotdeauna în sufletele noastre pentru rezultatele meritoase care încă, iată, au ecouri astăzi la Botoșani și am onoarea împreună cu colegii mei din Consiliul Local să le apreciez deopotrivă. Felicitări atât sportivilor cât și antrenorilor.